Da, a fost eveniment foarte interesant. Mi-a făcut să văd că în această clinică lucrează numai profesioniști de taie înaltă. Și cel mai principal, m-a impresionat că sunt foarte mulți tineri și în așa mod am înțeles că pot să ai încredere în stomatologii din Republica Moldova și cel mai principal că ei fac un lucru foarte bun. Cu cât zâmbitul este mai bun, cu atât omul este mai ușor să converseze, să se arate în public și trebuie să avem grijă de asemenea în zâmbitul nostru. De aceea eu aș sfătui oamenilor să investească cât mai mult în personalitatea lor și mai ales în zâmbit.